Începe concertul de astăzi.
nu poate fi trăită decât împreună. Fie că suntem preoți slujitori, credincioși ascultători, iar din partea Direcției Metropolitane ne-au onorat cu prezența Părintele Consilier Cultural, Părintele Nicolae Ciobanu, care, iată, vine cu mesaj din partea în altă Sfinție. Hristos să-mi ia! Hristos să-mi ia! Hristos să-mi ia! Dacă cer nici părinți, mulți stimate și invite Doamne de mâncare, mămici, mămile, vreau să mă îmbrăcășesc și eu bucuria în această sărbătoare mare dumneavoastră. Și să vă zic că precum pentru mine a venit păcatul în lume, astăzi Mântuitorul Hristos se ridică femeia la o dreaptă foarte înaltă, pentru că ea este prima care află despre femeia Mântuitorului Hristos, ea femeie, și femeia este cea care duce această veste frumoasă a apostolilor și le spune că Hristos a înviat. Sfintele femei prorocite au știut să o studească pe Hristos împreună cu apostolii în viața sa pământească, dar după înălțarea lui Hristos la cer, ele au devenit adevărate mărturii ale Învierii Mântuitorului Hristos, fiindcă mergeau și propovăduiau această înviere oamenilor. Am curaj și îndrăzneală să vă zic că, probabil astăzi, că niciodată, omenirea are nevoie de femei creștine. Femeie ca mamă, femeie ca soție, dacă vreți, femeie ca polițian, ca profesor, în orice lat. Fiindcă, din păcate, cresc viciile în societate, din păcate se distrează familie, fiindcă vrei să înțelegi. Și vreau să zic că femeia își găsește, poate să găsească rostul și folosul mai mult ca niciodată astăzi. Fiind o mamă bună să-și duce copiii, să-și învețe să cunoască pe Hristos și să-i urmeze. Fiind o soție bună să poată păstra, dacă vreți, acest suflet al familiei bun și să-l zidească și felul acesta, precum se spune în Sfânta Scriptură, să se sfințească pe femeie credincioasă și soțul său de credincios. Totodată, femeia ar trebui să fie și un preot al familiei. Acel stâlp care păstrează neclintită credința în familie, acel stâlp care promovează valorile, femeia ar trebui să fie acel propovăduitor al Cuvântului lui Dumnezeu pentru fiii săi, pentru copiii săi. Vreau, dragii noștri, în calitate de mesager al altului Sfântului Mitropolit Vladimir, să vă aduc sincere fericitări și urări de bine din partea altului Sfinției sale. Vă doresc ca să aveți lumină în suflet, să aveți pace lăuntrică, să aveți familii unite, familii model, să vă bucurați de copiii dumneavoastră, cu rodul care Dumnezeu vă dat și întoarce să faceți lucruri plăcute de Dumnezeu ca să ajungem la ceea ce este cel mai important, cel mai valoros în Dumnezeu lui Dumnezeu. Prin sudoare, prin străduința viața aceasta pământească, să putem să moștenim ceea ce Dumnezeu poate să ne dea pentru veșnicie, fericirea cerească. Vă felicităm și vă dorim ca să creștem în fapte bune, vă dorim ca prin credință tare și statornică să dăm dovadă de fapte bune, pentru că credința fără fapte este moartă și în felul acesta, împreună să ne străduim, să facem societatea mai bună, începând chiar de la familiile noastre, începând chiar de la lumea. Vă fericit încă o dată cu sărbătoarea frumoasă și a Învierii Mântuitorului Hristos, dar și a Sfintelor Femei Prorocite și vă doresc ca toate să vă puteți să realiza cât se poate de bine, dar împreună plăcut cu Dumnezeu. Doamne! Suntem în Biserica Întâmpinarea Domnului, un unic hram în Republică și nu întâmplător, pentru că acum 130 de ani în urmă, când a fost ridicată, s-a știut că va fi o biserică destinată tinerilor,
în special învățăcerilor la școlile duhovnicești. La începutul secolului 20, în această biserică, zilnic intrau sute de tineri și tinere care deși apucau pe diverse drumuri, căi ale vieții, diverse domenii sociale, toți erau în același gând, în același cuget, erau cu Dumnezeu în suflet. Probabil că aceste cuvinte, acum slobozește, rostite de către Sfântul și Dreptul Simeon, atunci când s-a văzut că prorocile se împlinesc născându-se Hristos, străbat fiecare inimă care mulțumește lui Dumnezeu după orice lucru care îl împlinește cel de sus cu fiecare dintre noi, pentru că Dumnezeu zilnic face sute și mii de minuni cu toți noi, atâta doar e să le vedem, să le înțelegem și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Într-un aranjament în limba slavă, cântată de către nevoitorii Sfintei Laude a Peștelor din Chiv, va răsuna cântarea Acum slobozește. Astfel, vă îndemnăm să ascultați cântarea chiruvimică
în aranjamentul Lvovski. Mulțumesc, dragii noștri, oaste, cei care astăzi a să pot îndreptat.
la bucurie, uimoși la chestii, dar unești pe noi pe toți într-un gând, de a duce laudă, mulțumire și cerere în fața lui Dumnezeu. Iată Sfânta Biserică astăzi, în alții Sfântul Crăciun de mulțumire pentru tot ceea ce contribuie și face femeia în fața acestui pământ. Femeia cea corectă, femeia cea ascultătoare, femeia cea credincioasă și femeia cea care este asemenea milonositilor. Cuvântul mamă, cuvântul fiică, cuvântul soră, cuvântul bunică, astăzi, este adus în evidență prin mângâiere, prin felicitare, dar și prin bărbătare, felicitând pe cel ce primim cu această frumoasă sărbătoare, în care Biserica contribuie într-o ajutorarea vieții noastre pământești, dar și într-o binecuvântare vieții sufletești, binecuvântând familia, dar binecuvântând și curajul cel drept și bun al femeilor creștine. Dumnezeu, dând femeia, n-a putut ca să anume să plinească un neajuns al bărbatului. Și Dumnezeu a văzut că nu se simte bine bărbatul. A dat anume cei care se vin de ajutorul lui, femeia. Astăzi, femeia este slăvită prin cântec, femeia este lăudată prin poezie, dar cuvântul mamă este rostit de noi toți, de la mic la mare. Și la cel în vârstă, care își are mama pe patul neputinței și așteaptă mângâierea copilului său, așteaptă un cuvânt de bărbătare, dar și mie. Se spune la Sfinții Părinți, erau trei sermoane. Era o mamă cu doi fii. Și o bucată de pâine pe care avea o pungă. La un moment a împărțit în două pâinea și le-a dat copiilor săi. Atunci copiii au început să plângă. Mamă, ție ce-ți rămâne? Și ea a răspuns, voi. Voi rămâneți. De ce, fraților, să rămâne? Ce însemnătate are femeia în viața aceasta pământească? Însemnătate pe care are femeia în viața de familie. Pentru că cum Hristos s-a jertfit pentru întregul neam românesc, pentru biserica sa, așa femeia se jertfește pentru bărbatul său, se jertfește pentru familia sa, pentru copiii săi. Acest sentiment divin, această virtute asemănătoare a lui Dumnezeu, este femeia creștină, astăzi prăzuită, astăzi cinstită și în fața ei se închină și se rută bărbatul mâna, mulțumim lui Dumnezeu cu are preajma sa. Înțeleptul Solomon spune că femeia cea înțeleaptă este cununa bărbatului. Femeia cea neînțeleaptă sau femeia este amecarea osului său. Pentru că cum Hristos iubește biserica și s-a jertfit pentru ea, așa și femeia se iubească pe bărbatul său. Sfântul Apostol Pavel spune, bărbate, iubește femeia ta. Pentru că această unire, această tare Dumnezeu a binecuvântat-o, că nu am luat femeie și a spus-o, n-au omule, asta ție sugă. Nu, nici de cum n-a spus așa. Ci a dat-o, prin Sfinții Țări Slujitori, ca pe tare, prin binecuvântare, să unească Dumnezeu tare acea dragoste, acest sentiment dintre femeie și bărbat, dintre bărbat și femeie, ca apoi să plânească prunca cea divină. Crește, strămoțiți și se plâniți pământul. Acest sentiment de jertfire stă la bază vieții de familie. Acest sentiment stă anume cu binecuvântare de la Dumnezeu atunci când soții, unul pentru altul se roagă, unul pentru altul se jertfește. Și iată acest sentiment frumos, predat fiind și prin rugăciunea Bisericii, rugându-ne unul pentru altul, este trăit în noi, pentru că Hristos se spune, cei care urmați mie, veți simți lucrarea Dumnezeu în voi. Că ceea ce este în voi, nu se vede, dar se simte și se redă prin fapt. De ce, dragii noștri, dragii noastre femei, să vă dea Dumnezeu sănătate, bucurie, să vă dea Dumnezeu curaj și răbdare. Chiar dacă am spune că femeia este pusă la cele mai grele încercări ale vieții, la căpătântul celor bolnavi din spitale, în grijă a copiilor celor ce sunt întrase de copii, sau în alte activități în cele care bărbatul nu poate să reziste, totuși femeia este binecuvântată de Dumnezeu ca să depășească aceasta anume cu bărbăție. Cu bărbăția mai bărbătoasă ca a bărbaților. Pentru că, cum ne spune în Sfânta Scriptură Dumnezeu, că femeia
Chiar dacă bărbatul său nu își îndeplinește datoriile sale față de familie, atunci ea să-și le îndeplinească corect și cinstit. Pentru că va da răspuns și va veni cu acele făcute de ea în viața pământească în fața lui Hristos. Deci fiecare după vara vieții să o ducem în speranță, în nădejdea cea mare pentru Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne dea bucurie, să ne dea Dumnezeu bărbăție, dar totodată să vă dea Dumnezeu mamelor, fiicilor, bătrânilor, bunierilor noastre, anume acelor care așteaptă mângâierea, dar care așteaptă și cuvântul al dragostei prin sentiment, prin atenție, printr-o rugăciune sau printr-o floare. Să aveți parte, dragile noastre, de acest frumos sentiment din partea bărbaților. Să aveți și să trăiți acel sentiment al dragostei care este între voi, femei și bărbați, între voi, părinți și copii. Ca sentimentul acesta să fie redat în veci, pentru că este taină, taină binecuvântată în Dumnezeu, pentru ca toți să ne mântuim. La mulți ani, bucurie, fericire și să dea Dumnezeu ca prin rugăciunile astăzi înălțate în Sfântele noastre biserici, prin acest alin al cântării, a rugăciunii adusă de noi în comun această sfântă sărbătoare, să fim pe Dumnezeu roba în suflet al bucuriei și al bărbăției, în inima celor care astăzi sunt mai triști ca noi, sau sunt lipsiți de dragostea copiilor sau a soților și sunt singure acele femei neputincioase și sărmane. Să le dea Dumnezeu ajutor, să le dea Dumnezeu mântuire și pe noi putem să le întărească, ca să le cinstim unul pe altul și în familie, să le rugăm unul pe altul pentru altul, căci așa ne vom mântui. La mulți ani și sănătate și ne închinăm cu dragoste în fața noastră. Atunci când femeia este semnată pentru o viață în Duhul lui Dumnezeu, în Duhul Bisericii, adesea am zis o replică, dar unde scrie, unde este la dat, că trebuie să arate anume astfel o femeie creștină, cu batic pe cap, smerită, iubitoare, grijulie, răbdătoare, dar în același timp cinstită și apreciată de cei din jur. Le deschidem la ușile bisericii, dar și a Scripturii și citim din viețile celor care au fost cu sute și mii de ani în urmă. Probabil că cea mai bună însoțitoare pentru o femeie creștină este însăși Maica Domnului, care este modelul perfect al nostru tuturor, este modelul fecioriei, modelul mamei, vrednic de urmat pentru toți noi, fie ei. Pentru că anume așa ne considerăm niște copii ai Maicii Domnului. Unii mai cuminți, alții mai puțin cuminți, dar dragostea și căldura de mamă a lui Dumnezeu o simțim totdeauna în egală măsură din partea Maicii Domnului. Astfel urmează o cântare care ne sună anume în acest aranjament în vestita mănăstire rusă a Învierii Domnului, Bogorodice Deva Radu-se.
Și de această realitate ne convingem pe zi ce trecem în viața plină de greutăți, de ispite și încercări pe care trăiește fiecare dintre noi. Ori toate sunt cu putință numai cu ajutorul Dumnezeu, căruia de-a pure îi aducem la urmă. Acum 5 ani, când am și adunat un cor de bărbați și am avut o primă ocazie să ieșim în public în cadrul unor festivaluri și concursuri de cântare duhovnicească, a apărut întrebarea cum să numim acest cor. Și evident că atât domnul Ciolac cât și ceilalți cântăreți au spus că numai în cinstea preotului Mihail Berezovski, o personalitate a vieții bisericești din perioada interbelică, de la care avem și cele mai reprezentative cântări care sunt prezente la fiecare slujbă. Astfel, atât Gabriel Muzicescu, cât și părintele Mihail Berezovski sunt doi pe ori în cântarea duhovnicească autohtonă care se roagă și cântă deopotrivă în Sfintele noastre biserici. Astăzi vă propunem un aranjament a compozitorului Mihail Berezovski, laudați numele Domnului. Oh.
întotdeauna în tare bisericească n-a fost atât toate, cât în primul rând o modalitate de rugăciune. Fiecare se roagă în Duhul Său după cum a vrednicit Dumnezeu. Unul stă în tăcere și se roagă, altul muncește și ajută pe aproapele, dar altul aduce slavă Dumnezeu prin voce care i-a dat. Aici, în Biserica Universitară, de mai bine de un an încercăm să revigorăm un vechi gen de cântare, și anume o cântare bizantină, îi spun psaltică, care începe a fi înviată pentru un slujitor de-a nostru, Părintele Maxim Radu Tataru, care a făcut studii la București, a cântat psaltică, și adesea îl auzim, mai ales sâmbătă dimineață, cu o cântare psaltică, care de-a Domnul să aibă mai mulți adepți și cântăreți în acest sens. Și prin deschiderea sufletului a tuturor celor care vin
părintele Marinciș, care a fost mai mulți ani alături de noi aici ca diacon. L-am rugat foarte mult să rămână diacon, să nu-și pună crucea la gând, pentru că după aia nu mai poate scoate, dar iată că își duce și vine ascultarea de preot și vine și el cu mesaj către cei prezenți. Dragi cei și părinți, mulți stimate noastre mirunosițe, dragi noștri cântăriți, Hristos a înviat! Cu adevărat este mare sărbătoare în Vierii Domnului Hristos și clar că avem încă posibilitatea să ne bucurăm de acest mesaj până la Înălțarea Domnului, cu salutul pascal Hristos a înviat, adevărat a înviat. Clar că acea bucurie pe care au avut-o Sfinții Apostoli atunci când Domnul Hristos i-a întărit după înviere, în credință și dându-le nădejde și asigurându-le că vor fi cu ei până la sfârșitul veacurilor. Biserica a rânduit ca duminicile care sunt până la Înălțarea Domnului să fie închinate unor personalități, unor vindecări miraculoase făcute de Domnul Hristos. Iată că astăzi, în a treia duminică după învierea Domnului, Biserica a închinat-o Sfintelor femei mirunosițe, cele care s-au arătat cu adevărat, cu mare râvnă, cu mare bărbăție și cu mare dragoste față de Domnul Hristos. Mai ales în cele mai tragice evenimente din viața Mântuitorului. Ele au fost acele care l-au urmat tot timpul și l-au primit în casele lor, împreună cu ucenicii, îngrijindu-i, ospătându-i, adesea găsind odihnă în casele lor. Sfântul Apostol Petru, care de multe ori spunea că, Doamne, Te voi urma chiar și până la moarte, clar că atunci când a fost prins Mântuitorul, s-a lepădat de Domnul de 3 ori. Deci spunând că nu cunosc pe omul acesta. Iar femeile, mirunosițe, l-au urmat pe Mântuitorul în toate evenimentele. Ziua sâmbetei a fost mare, deci pentru evrei. Duminică dimineață, venind femeile mirunosițe la mormânt, ca să fie alături și să ungă trupul Mântuitorului. Știind bine că mormântul era pecetuit cu strajă, dar cu atâta încredere și devotament îndreptându-se către mormânt, credeau că vor ajunge la Domnul. Tocmai ajungând, piatra fiind răsturnată, iar Îngerul stând alături, le-au salutat. Pentru ce îl căutați pe cel iubit printre cei morți? Dragii noștri, într-adevăr, femeile mirunosițe s-au arătat primele și s-au ridicit ca să audă și să vadă pe Domnul înviat. Și Mântuitorul le trimite ca să vestească apostolilor învierea Sa. Într-adevăr, Biserica le-a dat o mare cinste pentru devotament, pentru râvnă și pentru evlavă față de Domnul. Cunoaștem în istoria mântuirii că au existat femei care, într-adevăr, prin viața lor, prin modul de educație în familia copiilor, prin dragostea față de soț, s-au arătat adevărate mirunosițe, precum a fost Sfânta Antusa, mama Sfântului Angur de Aur, care, rămânând singură de la vârsta de 20 de ani, cu adevărat și-a dedat toată viața educației fiului. De asemenea, cunoaștem, deci, mama Sfântului Vasile cel Mare, Sfânta Emilia, care a educat 10 copii cu deosebită evlavie. Cunoaștem
mama Sfântului Grigorie, teologul, Sfânta Nora, care de asemenea, dându-i o educație aleasă, cunoaștem lacrimile mamei fericitului Augustin, care s-a rugat pentru întoarcerea fiului ei. Cunoaștem numele sfinte, cuvioase, ucenițe, care l-au iubit pe Hristos, care s-au stăvit din viața lor curată, ca să fie alături de El. Dragii noștri, această sfântă zi, binecuvântată, permiteți-ne ca să felicităm pe toate femeile cu această mare sărbătoare, Ziua Femeilor Mirosițe. Vă dorim multă sănătate, putere, curaj, râvnă, cu adevărat să fiți cu aceea evlavie și dragoste de a educa copiii, pentru că ne spune un Mântuitor creștin că o generație de femei creștine adevărate va da naștere unei societăți sănătoase, pline de râvnă față de cele sfinte. Încă o dată felicitările noastre și vă spunem Hristos a înviat! Adesea în biserică nu se vorbește mult, dar se trăiește. Pentru că, în fond, aceasta contează nu ce spui, cum spui, dar contează ce simți în inimă și cât de multă evlavie se așterne ca mireazma în viața fiecăruia dintre noi. Probabil că în această perioadă pascală toate încep și sfârșesc cu aceeași cântare. Hristos a înviat. Hristos a înviat, bucurați-vă tăpare, Doamne, ziua multe, Hristos a înviat. Te mai iubim,
Dumnezeu, buni, uminți și frumoși în jucate. Cei ce dintotdeauna a încălzit relațiile dintre noi, a fost și rămâne a fi dragostea corectă, jertfelnică, la care ne îndeamnă bunul Dumnezeu. Nu ne vom opri, dar atâta timp cât vom fi puteri, vom aduce slavă și mulțumită cu Dumnezeu pentru toate. Dar astăzi vrem să mulțumim din partea tuturor celor care suntem slujitori ai altarului, acelor femei care au venit în Sfânta Biserică pentru a face ca sărbătoarea să fie mai deplină și mai trăită. Probabil că dumneavoastră veți fi niște mesageri pentru toți membrii casei, pentru toți cei care îi cunoașteți, dar care din binecuvântate plăcini nu au fost astăzi împreună cu noi. Ori atunci când ne rugăm, să știți că ne adunăm mai mulți decât putem fi la un loc trupește. Pentru că atunci când stai la rugăciune, călătorești departe, către cei care nu sunt alături, către cei care au trecut deja la Domnul, către cei care nu sunt în stare să vină, să fie împreună cu noi. O rugăciune cuprinde pe toți. De-a Domnul ca și această rugăciune să fie bine primită, să fie auzită în fața Tatălui Ceresc, iar prin fiecare sărbătoare să simțim că viața noastră se schimbă ceva spre bine, spre tot ce este făcut cu Dumnezeu, iar noi ne-am naște și am reviat de fiecare dată. Se spune că biologic trupul se schimbă prin toate celulele sale la 13 ani. De-a Domnul ca și noi, făcând o retrospectivă din zi în zi, din an în an, să simțim că totuși noi devenim mai buni și mai creștini. Iar scopul vieții noastre pământești, atât al bărbatului, cât și al femeilor, a fost și rămâne de a fi sfinți sau desăvârșiți. Aceasta este porunca pe care ne-a dat-o Dumnezeu tuturor. Doar prin învierea lui Dumnezeu, viața a dobândit o adevărată împrospătare și ne licărește nouă o lumină dumnezeiască prin care punem multă speranță că orice efort, orice faptă bună pe care noi o săvârșim aici
Și în 50 de ani, în jumătate de viață, ai învățat să iubești pe cineva. Deci n-am găsit omul acesta pe care să-l iubesc. Pe dragul meu, dacă vrei să ajungi la Dumnezeu și să-l iubești și să primești binecuvântarea cerească, du-te și începe a iubi în lumea din jur. Nu poți ajunge la Dumnezeu dacă nu ajungi la inima aproape lui tău, care este dezbrăcat, care este întunecat la minte, care este necăjit și rătăcit în multe ale vieții. Pe fiecare trebuie să iubim în egală măsură, pentru că așa ne-o poruncește Bun Dumnezeu. Ce folos este dacă iubim pe cei care ne intră în voie și care sunt binefăcătorii noștri? Pentru că vă spune Scriptura că așa o fac și păgânii, iar noi cei care putem cruce la piept și care zicem că noi putem face mai multe și suntem gata de o dragoste nesuperioară decât acea pământească, păgânească, numită cum vreți, atunci noi trebuie să pornim ierarhic de sus în jos, să iubim mai întâi pe Dumnezeu, să iubim pe aproapele și apoi să ne aducem aminte că suntem și noi. Ori adesea noi încercăm să învățăm lucrurile și toate pornesc prin eu-l nostru. Pe acesta îl iubesc pentru că îmi convine, pe altul îl iubesc pentru că m-am folos de la el și așa mai departe. Dragostea n-a fost și nu poate fi determinată de altceva decât o dăruire sinceră și nevinovată, așa după cum ne învață însuși Hristos, care iată că fiind răstignit pe cruce, el coboară de pe cruce și nu pleacă în altă parte decât în cele mai adâncuri ale iadului pentru ca pe noi, cei rătăciți, cei răzvrătiți, cei care adesea cădem în multe ispite și ispitele ne reprezintă viața, căzând mai departe în păcate și stăruind în diverse pate, Dumnezeu totuși nu încetează să ne iubească. Dumnezeu iubește pe toți, indiferent cine suntem noi, bărbat sau femeie, copil sau bătrân, că suntem cu studii medii sau superioare sau făcut doctorate sau alte câteva facultăți. Dumnezeu nu caută la nimic cei ce este lumesc și pământesc, ci caută la inima noastră. Pentru că acolo unde este inima noastră, acolo este și împărăția noastră. Dragii noștri, și în special dragii noastre, vrem să vă spunem că încercăm să vă iubim și să vă acceptăm așa cum sunteți dumneavoastră. Și vă rugăm ca să încercați și dumneavoastră să ne iubiți din zi în zi tot mai mult și să ne răbdați așa cum suntem noi. Procesul educației e în cei 7 ani de acasă. Mulți dintre noi nu avem cei 7 ani, dar pe care pe urmă îi mai prindem câte unul și de-a domnul până în clipa când vom închide ochii să îi adunăm în misteria sufletului nostru. Să nu vă puneți niciodată în postura unor maieștri spirituali, a unor dascări și îndrumători, arătând cu degetul ce trebuie de făcut, ce nu trebuie de făcut, arătând că tu ești mai bun și mai deștept decât toți. Aceasta este o boală, o melodie noastră tuturor, încât ne uităm la toți cu ochi de judecător, iar pe noi ne vedem în postura unor curubași.
Despre femeie putem vorbi la nesfârșit. Femeia este viață. Femeia este blândețe. Femeia este cingașie. Este naturalețe. Femeia este acel suflet de care se lipește fiecare. Astfel, de-a Domnul ca prin astfel de întâlnit pe care încercăm să le organizăm. Și în acest sens vreau să mulțumesc încă o dată fratelor noștri care sunt coriștii noștri în frunte cu maestru, fratele Vladimir Ciolac, să ne aducă această mireasmă și duceață duhovnicească prin cântare, înțelegând că cântarea bisericească a fost și rămâne a fi o formă de rugăciune. Astăzi să spunem că ne-am rugat pentru toate femeile de treabă, sau cum spunem noi, femeile creștine, indiferent de vârstă și de statutul lor social. Vă dorim să aveți alese bucurii și împliniri duhovnicești. Probabil că de-a dreptul se spune că femeia se mântuiește prin naștere de copii. Dorim tuturor femeilor să se simte împlinite acolo unde sunt ele, în ascultările lor, și să aibă parte de căldura și aprecierea, dar și de dragostea tuturor celor care le înconjoară. Vă mulțumim pentru participare la această întâlnire de suflet și pentru suflet. Vă dăm întâlnire pentru anul viitor și să știți, să știți că în toate duminica Mironosințelor, la ora 4, facem această întâlnire de suflet. Acum vă vom ruga să treceți fiecare, să vă închinați, să-i mulțumiți cu Dumnezeu pentru această zi, să fiți primite, să primiți binecuvântarea, dar evident că este moment de sărbătoare,